Sute de moșuleți în haine roșii au colindat Oradea sub privirile încântate ale trecătorilor și ale gazdelor. Sunt copiii de la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, îndrumați de profesorii care au făcut deja o tradiție de 20 de ani din acest spectacol al colindelor. Costumați în ținuta moșului, care an de an vine cu tolba plină la copiii cu minți, cei peste 400 de copii au umplut străzile și au colindat într-un singur glas. Parada moșilor a pornit din fața Palatului Episcopal, care a ars în urmă cu 5 luni, și a continuat spre Strada Republicii, spre primărie. Să ducă bucuria nașterii Mântuitorului. Ca și copii, cred că nimeni nu poate mai bine să exprime, să transmită această bucurie. Cântăm florile de albe, sus pe cerul înstelat, pe podele de nuiele. Puțin. De ce te-ai îmbrăcat așa? Pentru că noi azi mergem la colindul moșilor și ne-am luat costume. Este colindul moșilor, care a intrat în tradiția școlii noastre de 20 de ani. Întotdeauna, în ultima săptămână de școală, înainte de Crăciun, colindăm lumea de pe stradă. Au fost fie colinde populare, fie colinde preluate din repertoriul actual al artiștilor noștri. Oricum, toate au fost apreciate de trecători.